a plecat din Mila 23 cu un singur gând, să ajungă campion. Și a reușit. A fost campion olimpic, mondial și european, dar poate mai mult ca orice altceva, a fost campionul inimilor noastre. A fost campion între oameni și om între campioni. Ivan a fost un om atât de special, căruia nu-i plăceau cuvintele mari. Era atât de diferit. Știți că sunt oameni care vorbesc și atunci când tac. Vorbesc cu sufletul, vorbesc cu inima. Acesta era Ivan. Simplitatea lui a fost o altă. A știut să o poarte, pentru că așa a fost crescut și educat. Așa era Ivan. Rămas bun, Ivan. Pentru noi, legendele nu mor niciodată.